Lovituri pentru Ionu Cristache după difuzarea interviului cu Sebastian Ghi. Ce decizie a luat TVR? Comisia de etic și arbitraj din TVR a declanat procedurile în vederea analizării emisiunii lui Ionut Cristache în care a fost difuzat interviul cu Sebastian Ghi, informează Mircea Morariu pe Contributors. Puțin vreme în urmă, adică înainte de ora 10 a dimineii, mi-a fost adus la cunoștință informația că în cursul zilei de joi Comisia de Etic și Arbitraj din TVR a declanat procedurile în vederea analizării emisiunii domnului Ion Cristache. Scrie Morariul la finalul unui text în care face o analiză a emisiunii de la televiziunea publică în care s-a difuzat interviul cu Sebastian Ghi. De asemenea, presubliniere din Telecomisiei de Cultură, deputatul PNL Gigel Tirbu, a declarat, joi, ce i-a trimis directorului interimar al TVR, Doina Gradea, solicitarea de a veni în fața comisiei pentru a da explicații în contextul în care TVR a difuzat interviul cu deputatul fugar Sebastian Ghi. Am trimis o invitație doamnei directori interimar pentru ca marți, 20 martie, ora 12 fix, să fie prezent la audieri în fața membrilor comisiei. Acel interviu cu Sebastian Ghi a fost difuzat de 4 televiziuni în acelea sublinierei timp. Pe noi nu ne interesează ce celelalte televiziuni au dat interviul. Este dreptul lor să însubliniere-i fac politica editorial cum cred de cuvinc. În schimb, TVR este o instituție plătit din bani publici, din banii românilor, sublinierei nu ni se pare, cel puțin, etic, moral, deontologic, ca la ori de prime time să difuzezi un interviu cu o persoană urmărit internațional, pe numele căreia a emis un mandat de arestare, o persoană care este fugit din car sublinierei pentru aducerea ei în România pentru a răspunde instituțiilor statului. Statul român consum bani, timp sublinierei energie, a declarat presubliniere din Telecomisiei de Culturi din Camera Deputaților, Gigel Tirbu.